Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării. Nu mă gândeam că o să ajung vreodată să încep o emisiune de televiziune cu o știre despre mine, dar astăzi am aflat că am murit. Atenție, nu e o glumă. Adică nu e ca vorba poetului, nu credeam să învăț a muri vreodată, dar astăzi am citit pe internet că am murit. Da? O să vă arăt dovada imediat, e o captură a unei știri, atenție, sponsorizate, deci atenție, o informație, sigur, un fake news, după cum o vedeți, încă sunt viu, adică cred că sunt viu, dacă stau și mă gândesc așa puțin, o să îmi confirme și invitatul meu din această seară, dar din moment ce vorbesc și ce să fac, să arăt ca dovadă de live, de viață, nu știu, proof of life, să arăt că suntem în 10 ianuarie, un ziar îmi trebuia, dar nu să mai găsesc ziare tipărite, dar astăzi am aflat că am murit. Priviți această informație, da, ca să zicem, e un, nu știu, e un eco report, îi spune acestei pagini de Facebook. Atenție, fiind sponsorizată, asta înseamnă că informația respectivă este o informație asumată, practic, și de Facebook, care primește parale pentru difuzarea acestui anunț mortuar. Ce să mai vorbim? E o zi tristă pentru România, ne luăm rămas bun de la Robert Turcescu, țara și-a pierdut unul dintre cei mai influenți, nu știu ce, jurnaliști și așa mai departe. Sigur, din păcate nu mai trăiesc părinții, dar până la urmă mă gândesc că ce-ar fi fost în sufletul lor dacă la un moment dat, deschizând mama vreo pagină de Facebook, Dumnezeu să o odihnească, ar fi dat de o astfel de informație. Nu pozez în victimă, deși sigur sună destul de bizar în actualul context, da? Că nu sunt victimă. Vreau să atrag însă atenția din ce în ce mai serios asupra acestui, ăsta nu mai este un fake news. Aici vorbim despre situații care lezează demnitatea persoanei, vorbim despre scrocherii, vorbim despre un nivel al abjecției pe aceste rețele sociale la care nu credeam că se va ajunge, dar s-a ajuns. Pentru că, atenție, aici nu e vorba numai de Turcescu, mâine în locul lui Turcescu poate să fie oricine altcineva și cum s-a mai întâmplat de altfel, e vorba de artiști care au fost puși în ferpar pentru că, la un moment dat, unii aveau nevoie de accesări. Aici însă avem un fenomen foarte bizar, mai spun încă o dată, e vorba de sponsorizarea unor astfel de fake news-uri, grosolane realmente, dacă ai îndrăzni pe o astfel de rețea de socializare să spui ceva de rău despre negri, despre homosexuali, despre, nu știu, orice chestiune care ar fi incorrectă politic după ceea ce înseamnă la ora actuală corectitudinea politică, cu siguranță suspendările, eliminările de conturi s-ar produce absolut instantaneu. Ne mai vorbim de faptul că dacă ai îndrăznit să scrii ceva și azi, la ora la care discutăm despre vaccinul COVID, să spui întrebări despre vaccinul anti-COVID, în momentul ăla e suspendat, ești terminat, ți se șterge postarea, n-ai drept de apel de nicio culoare. În schimb, genul acesta de informații, cu ghilimele de rigoare, de tip fake news, în care, iată, subsemnatul Turcescu e declarat mort, da? Mâine, poimâine o să văd imagini de la propria înmormântare. Și asta poate fi o chestiune de, cum să zic, aproape filozofică, să asiști la un moment dat cum ești înmormântat în mediul online, cel puțin. Totuși, mie mi se pare că aici nu mai e o chestiune care ține de fake news, ci ține de putința sau neputința unui stat de a se apăra în fața unor astfel de dezinformări. Repet, e un an complicat, 2024, electoral vorbind, mâine, poi mâine o să aflăm că poate un candidat la președinție cu 24 de ore înainte de mers la urne va apărea o știre din asta sponsorizată pe Facebook că a dat tortul popii. Nu mă mai duceți, nu mai votați că a murit om. Asta este. Până află țața floarea că nu e adevărat, că e fake news, o să zic că am văzut cu ochii mei pe Facebook că a murit candidatul. De ce să-l mai votez? Și nu mai merge la vot. Sigur, și asta este o chestiune dusă un pic la extrem, dar o fac intenționat pentru a atrage atenția față de aceste aberații la care s-a ajuns în lumea în care trăim. Nu mai vorbesc de nenumăratele reclame în care m-am văzut de asemenea folosit, mi s-a folosit numele, mi s-a folosit imaginea, cum că aș îndemna oamenii să investească în nu știu ce fel de platforme. Oameni buni, o spun încă o dată să rămână, să nu zică cineva vreodată că n-am avertizat. Vorbim despre scroci care încearcă să vă convingă folosindu-se de numele meu, de numele Andreesca, de numele lui Dan Necu, de numele, nu știu, lui Gâdea, de numele unor persoane cu notorietate publică în România, să vă convingă să investiți în naiba știe ce platforme în care azi mi-a scris un domn, săracul de el, șofer de tir, a pierdut 7100 de euro până la această oră. I-am spus, omule bun, cum ai putut să
crezi o astfel de escrocherie. Om a spus, domnule Turcescu, poate am fost naiv. Nu era vorba de o reclamă în care eram eu. Dar sunt astfel de escroci care se folosesc de naivitatea unor oameni, îi îndeamnă să câștige bani rapid, trimițând sume de bani, le spun că au câștigat, le spun să mai trimite niște sume de bani ca să-și deblocheze câștigul și în felul acesta se ajunge la nebunia în care oamenii pierd mii, poate chiar zeci de mii de euro pe mâna unor astfel de escrocherii. V-am atras atenția, spun încă o dată, mulțumesc lui Dumnezeu, încă sunt viu și sper sănătos la minte și la trupul. Salut pe domnul Adrian Severin și mulțumesc că a avut răbdarea să mă asculte pe rând un pic pe marginea acestui subiect, dar credeți-mă, domnul Severin, trebuie să admitem, nu știu dacă e un șoc, e și ăsta un moment în viață. Bine. Când te trezești că ești omorât pe Facebook, da? Adică... Trăim într-o lume virtuală în care ceea ce ni se prezintă virtual, da, se desprinde de realitate. Dar, mă rog, dumneavoastră sunteți totuși într-o companie bună și Putin a murit de nu știu câte ori și totuși e președintele Rusiei. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că și eu sunt într-o situație relativ asemănătoare. Există o pagină care poartă numele meu, care cuprinde fotografia mea și în care se pretinde că eu sunt cel Adrian care... Severin, salvatorul democrației. Salvatorul democrației. Da, mizeria, exact, am văzut, da, care ai făcut așa, un soi de caterincă. Caterincă, nu știu, da, ce, deci, dar nu înțelegi, sunt eu ăla care... Păi dacă sunt oameni care am văzut, da, comentarii, spuneau, domnul Severin, nu credeam să vă aud vorbind spunând așa prostii, da, da, exact, absolut, sunt foarte mult, mă oprește lumea pe stradă, sunt oameni, dumneavoastră, sunteți anul... Da, cred că suntem conștienți la ora asta, eu cel puțin încep să... Nu că am abandonat, dar mi se pare că e o luptă pierdută. Cu cine să te bazăm? Exact. Exact. Eu vreau să subliniez ce a spus dumneavoastră. Dacă am fi spus noi cine știe ce lucruri care nu erau politically corect, da, ne-ar fi suspendat pagina în 2 timp și 3 mișcări. Această pagină despre care vorbesc, Adrian Severin, salvatorul democrației sau povestea asta la dumneavoastră... Ați raportat-o, bănuiesc. Am raportat-o de 100 de ori. Au raportat-o și alții. Au raportat-o mulți. Nu s-a întâmplat nimic. Absolut. Pe mine, odată mi-au suspendat pagina numai ca să se asigure că sunt eu ăla care... Incredibil. Da. Public pe pagina, da, mea. Da. Și mi-au cerut, nu știu, vreo câteva săptămâni a fost închisă pagina până în fine au acceptat un act de dovada identitate. Dovada identității, exact. Da, am avut că nu mergea buletinul, a trebuit să dau cu pașaportul și tot așa. Câteva săptămâni s-a închis prăvălia. Deci, eu râd acum, dar nu este de da, râs. Credeți nu că... Râs. Nu, vreau să dezvolt un pic această chestiune, pentru că astăzi am primit și eu vreo două telefoane de la oameni destul de încurcați, ca să zic așa, niște fini, mă rog, la un moment dat și au zis: ce bine că ne-ai răspuns la telefon, că nu am citit. Da, eu, că, zic, ce-aș citi, mă? Da, ce am citit, că... iată, aceasta e pagina de care exact, vorbeam. Pagina, da. Da, vi se folosește imaginea. Destul, da. În mod normal ar trebui, stai puțin. Exact. E dreptul la imagine. La imagine, dreptul la propria imagine. Exact. Este un drept fundamental. Deci, nu discutăm de... M-au sunat fi niște întrebări dacă a murit sau nu și le-a spus, oameni buni, acum, poate noi cerem prea mult, domnul Severin, stați puțin, că aici e o mare poveste. Totuși vorbim despre... E o generație sau vin în spate niște generații foarte credule. Vin niște oameni care nu mai reușesc să mai distingă între fake news și ceea ce e informație reală. Corect. Da? Corect. Sunt foarte ușor noi, de manipulat. Vedeți, când eu eram student, când noi, da, cred că eram studenți, cu mare greutate accedeam, aveam acces la informația de care aveam nevoie. Corect, pentru, da, a învăța, da, pentru, da, nu știu ce, că nu existau aceste sisteme, Google și toate. Rețele sociale. Așa. Acum ele există și spunem bravo, ura, putem să avem acces la informație, putem să verificăm informație. Bun, asta este foarte bine, dar există și partea cealaltă. Partea asta în care se manipulează la greu, în care se aruncă pe piață și să știți, eu n-am văzut pagina în care se anunța decesul domniei voastre, da, dar dacă aș fi văzut-o, să știți că aș fi fost impresionat și aș fi crezut și aș fi început să umblu, să caut, poate vă dădeam și un telefon. Domnule, adevăr, s-a întâmplat ceva, dar... Păi nici nu știu dacă te anunță, dacă a murit cineva... Nu prea îți vine să suni. Să sune, exact, asta am vrut să spun mortul și la un moment dat în chestia asta. Da. Și de asta spun oamenii care m-au sunat pe mine astăzi, m-am întâi, au făcut o pauză, i-am auzit oftând și spunând, da, tu ești, da? Ok. Și am zis, bă, dar ce aveți? Da, asta zice, mi-a apărut, pentru că e sponsorizată, exact, spunând asta încă o dată mizeria asta, da? E sponsorizată, scrie acolo, Eco Report, sponsorizat, deci mi-a apărut pe Facebook că ai murit. Și cineva știe de la cine, a primit bani și cel care a primit bani trebuie să știe de Facebook-ul și trebuie să știe de unde a primit banii ăștia. Și imediat trebuie acționat. Caut un avocat deștept în țara asta, dacă există, da, mai există încă așa ceva. Vreau să dăm Facebook în judecată pentru despăgubiri. Eu vă încurajez să faceți chestia asta. Un milion de euro, da, pentru
coparticiparea, da, să zicem în felul acesta, la genul acesta de escrocherii. Nu-i numai una, domnul Severin. Da, sunt foarte multe. Sunt deci foarte deja a început o nebunie întreagă. Așa da? Este. Oameni care păcălesc alți oameni, numai cu alba neagră sau cu nu știu ce, le iau bani din buzunar, promițându-le faptul că vor câștiga nu știu și ce. Și dacă nu de... se iau măsuri, lucrurile vor escalada, lucrurile se vor agrava. Păi, inteligența asta artificială, cum că... îți imită și vocea, îți spun și chipul peste tot sunt da, de altfel. Absolut. Bun, să închidem această paranteză. Voi mai vorbi despre această situație și cu alte ocazii. Am vrut însă să atrag atenția oamenilor mai creduli, oamenilor mai care deschid mai rar, poate, nu știu, televizor și mai departe, că există, s-a ajuns la un astfel de nivel al abjecției în rețelele sociale, în zona online. Domnule Severin, noi, și vă mulțumesc încă o dată, am mai avut un dialog telefonic luni, când era în studio Florian Bechir și am promis să revenim asupra acestui subiect, mai ales că astăzi, la două zile distanță, de la momentul în care în emisiunea Sub semnul întrebării și în podcastul pe care îl făcusem la prânz cu maestrul Leo Cristoiu, avansam această știre, da, care circula deja pe mai multe canale, cum că e posibil Klaus Iohannis să demisioneze și să prindă funcția de președinte al Consiliului European. De la acel moment, de luni până astăzi, la ora la care discutăm, Libertatea, Digi24, G4 Media, doar câteva dintre sursele pe care astăzi le-am văzut atacând acest subiect, ne mai vorbim de televiziuni de asemenea. Pare că liberalii chiar încep să ia în calcul foarte serios genul ăsta de variantă, fac scenarii, au cerut sondaje, am astăzi informația că au cerut sondaje în legătură cu ce s-ar întâmpla dacă Iohannis ar demisiona, dacă ei ar crește sau n-ar crește în procente și așa mai departe. Deci iată că subiectul în sine, că o fi, că nu o fi, că o vedea, da? E luat în calcul în acest moment la modul foarte serios de lumea politică autohtonă, cel puțin. Da, ați verificat la Bruxelles dacă cineva discută lucrul acesta? Acolo? L-am văzut, o să și dau o declarație, dar vă spicuiesc doar un pic înainte, dar vreau să vă aud pe dumneavoastră mai întâi. Domnul Negrescu, care e europarlamentar PSD și care are și o funcție, înțeleg, nu știu ce, chestor pe la Parlamentul European sau ceva de genul ăsta, da? Așa? Zice, e interesul României să avem un român în cele mai înalte funcții la nivel european, nu știu ce, sunt două scenarii de lucru. Deci omul nu exclude varianta. Negrescu al nostru, e adevărat, tot al nostru. N-am auzit altceva. Dar să discutăm totuși despre varianta. Sigur că da. Știți ce se întâmplă? De multe ori anumite ipoteze sunt luate în discuție ca fiind fezabile, da, pentru că ipotezele toate sunt corecte. Demonstrația este posibil să fie incorrectă, dar ipoteza, toate ipotezele sunt bune. Deci, pentru că mulți nu cunosc tratatele, tratatele nu sunt însă suficiente, mai sunt cutumele, da, și mai sunt interesele de culise care joacă acolo cu diversele influențe care se exercită. Deci acestea reprezintă un ghem din care rezultă o decizie de ocupare a posturilor de vârf în Uniunea Europeană. Asta e un post de vârf? Ca să stabilim. Asta este un post de vârf. Deci sunt patru posturi de vârf. Patru posturi de vârf. Este cel de, pun într-o ordine oarecare, de președinte al Consiliului European, de președinte al Comisiei Europene, după părerea mea, acesta este postul cel mai puternic, cel omul mai important. Care conduce, practic, omul care conduce, cel care executivul, totdeauna cel care are pârghile executive cel mai puternic. Al treilea este în altul reprezentant vicepreședinte pentru afaceri externe, securitate și apărare. Și al patrulea este președintele Parlamentului European. Dacă l-am enumerat pe acestea, dintre ele, probabil că cel mai slab este cel de președinte al Consiliului European, cel puțin în principiu, pentru că el este un președinte de ședință. Da, e cam ca o secretară, sigur. Da, e un președinte de ședință, știți popular, cum este prezidat. Pregătește, el pregătește. Pregătește ședința. Ce se întâmplă? Are, evident, un secretariat și cu secretariatul ăsta. Sigur că... Dar dă bine. Nu mai că dă bine. Mai se spune că reprezintă în relațiile externe Uniunea Europeană, fără însă a se interfera în competențele înaltului reprezentant pentru afaceri externe, un soi de ministru de externe european. Exact. Și, de fapt, ăla face și drege în materie de politică externă a Uniunii Europene. Dar ar fi o poziție. Sigur însă că aceste dacă ai un om, cum să spun, activ, imaginativ,
rapid în reacții, cum este domnul Iohannis, toți îl cunoaștem, da, care sigur, aceste este caracteri. Este brici, este, brici, este om, da, la zice, secundă. Argintul viu, bine, nu? Mai mult, da, dar argintul viu e pistol. Deci, sigur titirez, domnule, titirez. Exact. Deci, maestru tuturor combinațiilor, da? Deci, el se duce, mai dă un telefon, mă, ce punem pe agenda astăzi? Hai să punem punctul cu tare, hai să inversăm punctele de la 8, îl punem la 2, 2 îl punem la 6. Așa, mai vorbește, mai face, mai dege. Deci, îl vedeți pe Iohannis, dacă nu face chestia asta, avem degeaba un om acolo, da? Da. Avem degeaba. Deci, ideea asta că să fie un român și că va fi bine pentru România, sigur, noi totdeauna și eu totdeauna spun, dacă e un român care candidează, să-l sprijinim. Și eu nu voi spune niciodată altceva, da, pentru că de câte ori am candidat, nu m-a sprijinit România. Dar, asta e una. Și este ca povestea, domnule, vreau să mă însor cu Jennifer Lopez. Eu vreau 50% e rezolvat. Mai trebuie să vrea și ea. Ei, deci, în acest context de care spuneam, cele patru funcții importante, sigur, cu o mențiune specială pentru Parlamentul European, unde sunt alte reguli, toate aceste funcții trebuie distribuite deodată. Deci nu poți să înceapă mandatul acum la unul și peste 5 luni de zile la altul, pentru că el există, în primul rând, pentru că toate trebuie să se ocupe aceste posturi în lumina rezultatului alegerilor, este o chestiune de democrație, și doi, mandatele trebuie să înceapă în același timp, pentru că trebuie să se asigure în ocuparea... Totuși, vorbim de o situație excepțională. La un dat, unul dintre, că tot am vorbit despre morți, moare ăla care e într-o funcție de genul ăsta. Stați că ajungem acolo. Sau demisionează. Nu mai vreau, domnule, gata, nu mai vreau să stau. Exact, că nu mă obligă nimeni să stau. Charles Michel ăsta vrea să plece. Vrea să plece și pentru cât a mai rămas din mandat, pentru aia se ocupă. Da. Și problemă. Deci cât mai are din mandat? 6 luni, 3 luni, 4 luni, pentru aia se ocupă pentru 6 luni. Dar ideea care circula pe la noi că intră el acum, să zicem, Klaus Iohannis și primește un mandat de 2 ani și jumătate. Nu, nu funcționează așa. E cutumă. Cutuma este un obicei, o procedură pe care toată lumea o consideră ca fiind legală. Și asta este pentru că acolo trebuie să existe un echilibru pe orientări politice. Stați, adică dacă ar pleca Charles Michel, cum spune, să zicem că pleacă. Să zicem că pleacă, da. În februarie. Ziceți că până în septembrie, să spunem, cutuma ar spune că trebuie să fie un președinte interimar. Nu? Un președinte interimar. Și încă ceva aici, trebuie să facem o distinție între situația în care președintele în funcție este în incapacitatea de a-și exercita mandatul, să spunem, are o criză de sciatică, astăzi este ședință și el nu poate să se ridice din pat. Și atunci găsim un înlocuitor care poate să fie într-adevăr din zona celor, din țara celor care dețin președinția Consiliului, e o altă structură, pentru că un președinte al Consiliului, un președinte, nu există. Noi vorbim, este doar un obicei că primul ministru din țara care asigură rotația în acel moment vine și raportează în fața Parlamentului. Dar cei care prezidează Consiliul este, nu are o singură structură, o singură componență, ci are componența a nu știu câtor secțiuni. Secțiunea de politică externă, secțiunea de administrație și justiție, secțiunea de finanțe, secțiunea de agricultură și așa mai departe. Deci avem atâția președinți câte secțiuni sunt, cu o singură excepție, care, și de fapt cu o singură excepție, cea de politică externă, care, Consiliul de Politică Externă, care are președinte pe înaltul reprezentant și ăsta este permanent. Deci celelalte sunt prin rotație prezidate de către un ministru de special de resort care vine dintr-una dintre țările membre. Vreau să ne întoarcem un pic la chestiunea asta cu Iohannis și vă spun și de ce. Pentru că toate știrile care vorbesc în momentul de față despre varianta Iohannis, președinte al Consiliului European, pornesc de la această sperietoare extraordinară, înțeleg, pentru Uniunea Europeană, că odată cu preluarea președinției de către Ungaria, automat, dacă nu mai e Charles Michel acolo, vine Victor Orban este cel care devine președinte al Consiliului European. Chestiune care înțeleg că este un frison teribil. Dar nu este, așa și din cauza asta, chiar și din ceea ce m-am interesat la Bruxelles, lumea este cea mai calmă. Sunt puțin agitați pentru că, într-adevăr, zvonul a
pătruns și circulă pe acolo, dar deci zvonul legat de Orban circulă. Da, da, da. Păi nu și politică. Nu de Iohannis, nu de Iohannis, da, de Orban. Însă aici din nou sunt chestiuni care țin de interpretarea tratatelor și de cutume și astea nu sunt cunoscute chiar de toată lumea, pentru că tratatele sunt foarte complicate. Okay. Deci, încă o dată, să facem distinție între vacanța postului, deci am demisionat, postul este vacant, și imposibilitatea îndeplinirii funcției pe un post care nu este vacant. Mm-hmm. Deci, cum spuneam, am dat un exemplu, dacă sunt bolnav, m-am operat, nu știu ce, și totuși Consiliul trebuie să funcționeze, atunci, într-adevăr, pentru acele câteva ședințe, sau poate o singură ședință, pentru o situație foarte, foarte trecătoare, se apelează la unul dintre cei care prezidează Consiliul. Nu neapărat primul ministru. Okay. Acolo însă lucrul nu se poate prelungi. De ce? Pentru că există un text care spune că președinte, și știu de ce, nu vă bat capul, dar știu motivul pentru care am acolo când am redactat, președintele Consiliului nu poate deține un mandat național. Deci el nu poate fi prim-ministru sau președinte sau ce vreți ministru într-una din țările membre. El tot deci cu... asta e chestiunea care practic îl aruncă, pe Orban în afară de orice discuție. Pentru că eu nu-l văd pe Orban demisionând, numărul unu, în general demisionând pentru o funcție la Uniunea Europeană și nici și cu atât mai puțin demisionând pentru ca să împlinească un mandat neterminat. Dar acum, totuși, haideți să ne concentrăm din nou, pentru că vreau să înțeleg punctul ăsta de vedere. Am înțeles. Bruxelles, hai să zicem că poate nu îl ia... Dacă nu vorbește de Iohannis exact, în acest moment. Nu, asta ar mai fi. Da. Deci dacă, să zicem, e nevoie să se aleagă un nou președinte, nu contează, pentru 3 luni, pentru 10 luni, pentru cât o fi, nu spune nimeni că ăsta trebuie să fie Klaus Iohannis. Și acolo intrăm cu alte elemente. Dar vreau să înțeleg, din punctul de vedere care știți... Asta înseamnă că eu nu vreau. Știți mai bine bucătăria asta internă a birocrației bruxeleze și a sporărilor politice de la Bruxelles. Cum credeți că e văzut Iohannis la Bruxelles? Păi tocmai, aici este întrebarea de ce cei de la Bruxelles care ar putea lua deciziile, fie că sunt cei din culise, staffării, fie că sunt cei care sunt în linia întâia șef de state, de guverne în speță, de ce aceștia l-ar alege pe Iohannis? Aceste întrebare. Și întrebarea dumneavoastră... Haideți să facem așa, uite, zic eu. Pentru că, spre exemplu, în chestiunea legată de Ucraina, nu cred că a existat vreun moment în care să zică nu. La tot ceea ce a solicitat Bruxelles sau la tot ceea ce a visat Bruxelles la un moment dat. Ok. Și dumneavoastră spuneți că în semn de răsplată, de mulțumire pentru această obediență. Păi nu, dar asta nu e un argument, faptul că a făcut aici doar ca să îl premiez pentru această atitudine. Să-l premiez. Numai că în politica bruxeleză, gratitudinea este doar viul interes pentru serviciile pe care de-abia de acum colo urmează să le faci. Deci dacă mai vine un alt război, poate că pentru ce va face în legătură cu acel război s-ar putea să se arate un interes pentru candidatul Iohannis. Pentru ce va face. Ce ai făcut nu se premiază niciodată. Singurul motiv pentru care îl mai premiezi pe câte unul, nu vreau să dau nume din România, este pentru a le arăta următorilor cărora le vei cere. Sunteți cu minți? Vedeți că, uite... Ați văzut? Puteți primi și voi. Și voi. Dar nu pentru că vrei să îți arăți gratitudinea față de ăla care a făcut-o, ci ca să le spui următorilor, băi, vedeți că, uite, nu rămâneți chiar așa pe afară. Deci, pentru această obediență dacă domnul Iohannis ar fi cerut atunci când, eu vă spun acum cum se întâmplă lucrurile, dacă îi se cere, domnule, mai dați niște arme în Ucraina. Dar eu ce primesc? Eu ce primesc? Da. Vreau să... Păi ce-i vrea? Da. Păi vreau să fiu... Dar excludeți faptul că... Acum nu, că e Iohannis. Așa, în general, oricine. Genul ăsta de negocieri. Da? Când aia de la Bruxelles poate au zis, bă, trebuie să îi lăsați pe ucraineni să sape pe bâstroie, că ne-am înțeles cu prietenii americani și trebuie să treacă cerealele pe bâstroie, că altfel nu se poate. Corect. Dacă Iohannis a pus, cum ziceți dumneavoastră, mâinile așa și a zis, bă, eu îi las. Da. Și atenție, îi las, dar și tac. Adică doar așa, dacă află cumva poporul, că eu nu mă să-i spun poporului, băi popor, vezi că trec navele ucraine. Dacă află, află. Dar eu ce primesc? Și asta i-a fi spus, bă, dacă îi lasă sape și îi sapă, ne gândim la funcția care. Uite, bate în palma că vei fi președinte al Consiliului European, că pleacă domnul Charles Michel, o să plece cu tine. Dacă s-a întâmplat așa? Dacă s-a întâmplat, dar nu cred că s-a întâmplat. Eu n-am niciun motiv să cred că s-a întâmplat și dacă s-a întâmplat, s-ar fi întâmplat, o asemenea angajament în acest context în care, vă repet, e obligatoriu să realizezi un echilibru. Un echilibru, repet, pe sexe, pe orientări politice, pe țări,
Deci nu poți să... Deci păi noi nu avem nimic. În afară de un comisar european, ce avem pe la Bruxelles? Atât, n-avem, atât, și ala pentru că tratatul ni-l dădea tratatul. Există o variantă care urmează la un moment dat să se aplice și potrivit căreia membrii comisiei să fie cu o treime mai puțin decât numărul statelor. Păi atunci să vedem noi dacă România mai primește ceva, dacă se comportă ca acum. Bun. Deci eu personal nu văd, din tot ce știm noi, hai că știm amândoi câte ceva totuși, nu? Niciodată cineva din România nu a tranzacționat nici măcar cu titlu personal ceva în schimbul vreunei umilințe sau vreunei cedări sau vreunei supușenii vis-a-vis de ceea ce s-a cerut din străinătate. Nici măcar pentru noi, cu titlu personal, pentru cei în cauză, n-au știut să negocieze vreodată ceva. Din câte știu eu. Deci nu cred că s-a întâmplat nici acum și repet, aceste lucruri pot fi așa. Dacă îl a cerut, a zis bine, te punem pe listă de așteptare și vedem atunci, vedem ce negocieri se fac. Toate acestea se negociază în pachet, deci cele patru posturi, de fapt trei, pentru că, repet, la Parlament este un alt aranjament între principalele partide care sunt, toate se negociază în funcție de rezultatele alegerilor, de aia toate mandatele încep după alegeri, alegerile europene, evident, și se negociază în pachet în așa fel încât primește o țară aia, o altă țară primește altceva, trebuie neapărat câteodată Uitați-vă însă un pic la ce se întâmplă cu oamenii politici de calibru, care ocupă funcții la acest nivel, cum a ocupat-o pasa domnului Iohannis. Adică, la vârsta domniei sale, când va ieși din mandat în toamna, iarna acestui an, domnul Iohannis va fi încă un bărbat în putere, ca sport politic vorbind, da? Nu se mai poate duce întoarce, ce să facă, să joace tenis la Sibiu, ai fi serios? Să plece din țară unde? Să mute la părinți în Germania? Să stea pe la București, pe la Modrogan, să-i dea ăștia un birou peneliștii, peneliștii, că după ce nu mai e președinte, cred că îi smulg tablourile de pe oriunde, nici nu știu, nici nu vor să mai audă că a fost vreodată președintele României. Atunci întrebarea este, ce te faci cu un șef de stat al unui stat european care iese din mandatul de președinte, a fost obedient, loial, spuneți-i cum vreți, obiectivelor Uniunii Europene vreme de 10 ani de zile, și zice și el, bă, face și cu, dați-mi și mie ceva. Bun, el poate să zică, dați-mi și mie ceva și nu-i se dă, că nimeni nu e obligat să-i dea. Adică la nivelul ăsta nu există niște discuții absolut din deloc, ăsta? Absolut deloc. Un lucru bun aici l-am putea lua noi, europenii și românii de la americani, un model. Ei au tot felul de ONG-uri, de organizații neguvernamentale, de fundații, unde îi pun, unde mai storc inteligență, informații, nu știu ce. E Obama acum, care face sigur că au tot felul, bibliotecile lor. Îl suspectez chiar că el conduce, de fapt, statele de la ora. Eu, în 1990, când am fost invitat în America pentru prima dată să prezentăm ideile noastre de reformă, nu știu ce, am fost la Institutul Hoover, la Stanford, în California. Și cine era acolo? Era George Shultz, fostul secretar de stat american, care ne explica unele și altele cu care discutam, fuma trabuc și când nu mai avea, o trimitea pe o fată să-i aducă trabucul și asta era Condoleezza Rice. Incredibil. Deci ăla care plecase bătrân, era acolo și într-adevăr dădea, ținea conferințe, dădea lecții. Cred că de acolo s-a inspirat și coposul cu Emil Constantinescu. Posibil, dar pentru că ați pronunțat numele lui Emil Constantinescu, Constantinescu, iată. Avea ce să facă, era profesor universitar, s-a retras într-o chestie de genul ăsta. Da, pentru că a fost cu minte. Eu am vorbit cu Traian Băsescu, spunea, ce să fac, mă, să mă duc, zice, să ce? Că i-am spus, domnule, mai ce este europarlamentar și a zis, păi și ce să fac? În mod normal se poate retrage, tocmai de aceea avem o lege și eu am fost coautor la timpul respectiv, privind drepturile foștilor președinți ai României, șef ai statului, mă rog, era vorba și de rege, deci care au un birou, de-aia i-am dat biroul, o secretară, mă rog, bodyguards, mașină, nu știu ce, de ce? Ca să poată scrie, să scrie memoriile, să scrie cărți de politică, să primească pe unul pe altul, să-și continue relația, dar asta fac și eu, deși nu am niciun fel de drepturi specifice, dar și eu am relații internaționale, eu țin legătura cu cei pe care i-am cunoscut, vorbesc, mă invită, conferințe. Și îl vedeți pe domnul Iohannis care... Asta e treaba lui, dacă el n-are calități, de ce l-a luat cineva? Asta e problema lui de acum. Pentru că nu e și a noastră, să știți. Pentru că deja în scenariile care sunt vehiculate acum, vreau să spun că am întâlnit liberal salivând deja la ideea că pleacă Iohannis. Sigur că scapă de el.
odată, da, că e piatră de moară, da, pentru ei în alegeri, fără discuție. Adică Claudiu Iohannis acum nu mai este un avantaj, un asset pentru PNL. Este o liability, ca exact, vorbim în engleză. Este exact o vulnerabilitate. Iar ideea, perspectivă, că Ciucă ar putea fi președinte interimar câteva luni și românul să zică, stai mă, că dacă deja omul s-a acomodat cu Cotroceniul, votăm tot pe Ciucă al nostru, ca să zicem așa. Deci noi vrem. Americanii fericiți, Pentagonul strigând ura. Noi vrem. Și Ciucă, dacă va fi, să fie sprijinit și, da, binecuvântat de Langley, de pădură de acolo, așa, din Virginia, va fi. Indiferent dacă Iohannis este sau nu este președinte. Și pentru că mai e o chestiune. Oricât ei au nevoie acolo, într-adevăr, de personalități șterse. Da. Toți protagoniștii Uniunii Europene, toți forarii Uniunii Europene, adevărați jucători, au în funcțiile acestea nevoie de personalități în general șterse. Ursula von der Leyen, să spunem. Sau chiar Charles Michel. Dar au nevoie totuși de personalități capabile să facă anumite jocuri, să îndeplinească anumite misiuni, să înțeleagă jocul și să-l prindă repede, adică, și eventual să nu-l prindă. Nu doar stau în fața tablei de șac și așteaptă să-i se sună în casă. Exact, să-mi dea mutarea în plic, da, exact, pentru că e nevoie de ei, ei fac lucrul acesta. El trebuie să fie obedient, dar trebuie să fie și competent. Nu poate să fie numai obedient. Că de multe ori nici nu vreau să-i spun eu cu subiect și predicat ce aștept de la el. El trebuie să ghicească din primul cuvânt, care e doar subiectul, predicatul vine... O să vedem, nu prea avem mult de așa. Deci, înțeleg că prin februarie totuși ar trebui să se lămurească, cât de cât perspectiva. Rămâne deci, Charles Michel, a spus că el poate să rămână actualul președinte al Consiliului European. Până când depune jurământul ca membru al Parlamentului European, el poate să îndeplinească alte funcții. Dar nu cred că se grăbea să spună că va demisiona, că va pleca, băgând lumea cumva în diverse scenarii, dacă avea de gând să facă așa, cred că pleacă. Chiar și așa, nu știu de ce a spus-o atât de repede, singura explicație ar fi aceea că vrea să se delimiteze de ce se întâmplă în vârful Uniunii Europene. Probabil că simte că încep niște anchete, simt că încep niște scandaluri. Și atunci el să zică, stați puțin de mine, nu vă legați, că eu plec în două luni de zile, v-am salutat și luați-o pe Ursula. În deschiderea de astăzi a site-ului politico.eu, care e un site foarte bine ancorat în realitățile bruxeleze, ca să spunem așa, da, corect, e dezvăluită, de fapt, mă rog, e o discuție care a avut loc cu un oficial de rang înalt al Uniunii Europene în 2020, o discuție, comisarul european francez Thierry Breton, da, care spune, domne, zice, în 2020, da, Ursula von der Leyen, și la această discuție a asistat și domnul comisar european Breton, zice, s-a întâlnit cu Donald Trump la forumul economic de la Davos. Da. Și relatează domnul Breton, da, cum că Donald Trump la acel moment i-ar fi spus cu subiect și predicat, apropo, zice, NATO e mort, da, sau moartă, că ar fi aliața, organizația Tratatului Atlanticului de Nord. Deci NATO e moartă, ca să zicem așa. Vom pleca, vom părăsi NATO, i-ar fi spus Trump, da? Le-ar fi spus Trump, Ursulei și domnului ministru, da? Și a spus, apropo, îmi datorați 400 de miliarde de dolari pentru că n-ați plătit voi nemților, îi spunea Ursulei von der Leyen, ceea ce ar fi trebuit să plătiți pentru apărare, deci le-ar fi spus Trump. Și mai mult decât atât, Breton povestește că, atenție, ieri a povestit asta la un eveniment desfășurat la Parlamentul European, și a zis, domnule, ne-a mai spus Trump că, domnule, dacă Europa va fi atacată, trebuie să înțelegi, ar fi zis lui Ursulei von der Leyen, i-ar fi spus Trump, trebuie să înțelegi că dacă Europa e atacată, nu vom veni niciodată să te ajutăm și să te sprijinim. Da? I-ar fi spus Trump președintelui Comisiei Europene. Eu nu cred că întâmplător, marți, adică ieri, cu o zi înainte să înceapă toată nebulecul preliminariile în America, într-un context în care Trump este deja într-un proces acum, apropo de care va decide dacă poate candideze sau nu să candideze, ăștia nu pun și un pic... S-a găsit și un european care să dezvăluie o discuție din 2020. Totuși, suntem în 2024. Bine că n-a spus că a fost agresat sexual. Da, putea să fie și chestia asta la om, dacă l-a împins într-un colț. Sau pe și... Ursula. Da, exact. Deși asta ar fi fost o perversitate teribilă.
Vreau să vă întreb, cum e văzut la acest moment Donald Trump? Adică sunt liderii europeni să tem de Donald Trump? Eu nu cred că se tem și eu cred că această discuție este reală. Da, pentru că ea reprezintă niște idei clare ale lui Donald Trump, care gândea în cu totul alți termeni rolul Americii în lume, care vedea că principalul rival, și aici sunt atâția analiști politici americani de prim rang care spun același lucru, și anume că principalul, și știm și noi că de acum, că principalul rival strategic în lume al Americii nu este în niciun caz Rusia sau Uniunea Europeană, ci este China. China, da. Și că tot efortul american trebuie să se îndrepte spre Pacific, spre Pacificul de Vest, spre China. Pe de alt, în această încercare, în această acțiune, Trump se gândea, și nu se gândea rău, că și eu gândesc la fel, de-aia zic că nu se gândea rău, sunt subiectiv, că să aibă Rusia de partea lui. Nu să trimită Rusia în brațele Chinei. Astfel încât le spunea europenilor, păi face, cine va atace pe voi, Rusia? Păi înțelegeți-vă cu rușii și voi, că eu nu vin, dacă cumva vă luați la bătaie cu ei, nu vin să vă apăr pe voi. Dar această ipoteză, nu vin americanii să ne apere pe noi europenii, dacă am fi atacați de cineva, nu se știe de cine, dar în fine... Bătaia era cu Rusia. Cu Rusia. Cine să te apere? Cine vreți? Da. Libanul cine? Să ne atace? Bun. Sau, poate, da. Da, mă rog, cu pietre. Puțin probabil, cu pietre. Așa, Tunisia, da, cine să ne atace? Exact. Așa. Iranul, mă rog, e mai mare, fost imperiu, dar ce interes are să o facă? Deci, să atace Uniunea Europeană. Deci, și nici nu cred că are resurse. Deci, dacă de multă vreme s-a pus problema că, de fapt, celebrul articol 5 din tratatul de la Washington, tratatul care a creat Organizația Atlanticului de Nord, nu va fi pus în aplicare decât într-o manieră retorică, politică, dar nu într-o manieră militară, pentru că în anumite situații, mai ales că e vorba de țările baltice, practic militaricește, este greu să le aperi. Iar pe de altă parte, America, și uitați-vă că așa este, prin tradiția ei a venit în Europa numai când Europa a fost pe butuci. Numai când europenii nu au mai avut suflu și în primul război mondial și în al doilea război mondial. Da, iar acum însă, domnule Severin, suntem în situația în care americanii cred că s-au și săturat să-i vadă pe europeni. Exact. Bucuroși că sunt în NATO, că avem că exact. Dar ne contribuind mai corect. Deloc la ceea corect. Ce înseamnă partea de înarmare, deci, de cutare. Partea, nu bună, că e greșit spus, da. Războiul ăsta dintre Rusia și Ucraina a obligat totuși Uniunea Europeană la un efort de reevaluare a potențialului militar, bă, ce mai cumpărăm, ce mai luăm, ce mai nu știu ce. Da, mă rog, aici cred că undeva Germania s-a gândit că este o ocazie să se reînarmeze, bineînțeles. Ceea ce nu e interesul ca să-i bată pe ruși, ci interesul abia ca aștepta să... Abia ocazia. Ocazia asta să se poată reînarma. Da. Ceilalți fac și ei jocurile lor. Nu este deloc o unitate așa extraordinară. Sigur că din diverse motive, și ne putem gândi chiar și la cuvântul trădare pe aici, pe acolo, așa. Liderii europeni s-au aliniat unei politici americane defavorabile Uniunii Europene. Cu doamna Ursula von der Leyen. Cu doamna Ursula în frunte, nu ne puteam aștepta. Interpreședintele european al Uniunii Europene. American, de politico. Da. Președintele american al Uniunii Europene. Exact. Da. Deci despre asta... Titlul de ziar. Sigur. Al lor, nu al... Sigur că da. Și noi cităm doar. Da. Deci, în felul acesta s-a dus un război, eu am spus de la început lucrul ăsta, că de fapt războiul din Ucraina, nu între ucrainieni și ruși, ci este între americani și ruși, și în același timp el este un război între americani și Uniunea Europeană. Și că deci un război între democrații americani și ruși. Și, mai degrabă. Mă rog, mai degrabă, bine spus. Pentru că republicanii au o altă nuanță. Da. Și aici eu trebuie să fiu de acord cu republicanii, pentru că ideea de a împinge Rusia spre Asia și de a crea acest tandem ruso-chinez care reprezintă un centru de putere extraordinar, nu este, după părerea mea, în favoarea noastră ca europeni, membri ai Uniunii Europene, și nici în favoarea noastră ca membri ai civilizației euroatlantice. Vreau să vă cer un punct de vedere apropo de ceea ce eu văd astăzi cu asupra de măsură, am putea spune, mai ales dacă o luăm în calcul și situația economică a Germaniei și situația politică din Franța, unde avem un curios caz al alegerii unui
foarte tânăr premier în fruntea guvernului francez, o curiozitate, eu îi spun că e competent. Eu mă îndoiesc. Am citit niște articole în presa franceză astăzi care îl desfințează. Pe, bineînțeles, da. Iertați-mă. Pe partea competenței, normal, nu pe alte aspecte. E, nu, discutăm da. Despre aia, e treaba da. Lui, ce face absolut. El în pat cu da. Partenerul lui. E gay, omul, am înțeles, asumat, nu avem, asta este e treaba lui. Dar mai avem încă o situație, adică cumva Uniunea Europeană suntem în situația în care are pocnește pe la toate încheieturile. Avem o situație foarte complicată, noi nu băgăm de seama la ora asta în Polonia. Deci în Polonia, da? După arestările care au avut loc în Palatul Prezidențial, e o bătălie teribilă. Sunt ziarele poloneze care spun că Polonia se pregătește de alegeri anticipate, pentru că între actualul premier și actualul președinte, care fac parte evident în aripi total diferite, politic vorbind, dar ideologic mai ales, da, și care văd Polonia așezată în contextul absolut european diferit. În mod diferit, absolut diferit, a izbucnit o nebunie. Deci o demență acolo. Deci, ca pe vremea, cum erau, nu mai știu ce, să bătea răbă, să baricadase ăla un guvern la noi, Ciorbea, parcă să sau care, nu, Radu Vasil. În da. Guvern se baricadase Ponta, dacă țin eu bine și minte. Ponta, și Ponta, sau nu Ponta, da. Mă rog, nu mai contează. Ideea Grindeanu este se baricadase. Ideea este că suntem în situația Grindeanu. În care Europa și așa într-o situație economică foarte dificilă, politic vorbind, are niște probleme îngrozitoare. Spre deosebire de noi, de partidele politice, n-au nicio platformă, da. Nicio ideologie. Da. În Polonia au ideologii care sunt radical, sunt total diferite. Mm. Și cel puțin într-una din chestiunile fundamentale, și anume cea care privește, sunt mai multe, cea care privește locul Poloniei în Uniunea Europeană. Da. Sau poziția Poloniei, mai bine zis, față de Uniunea Europeană. În timp ce Tusk este un adept al Europei federale și nu trebuie să ne speriem de lucrul acesta, că nu este chiar incompatibilă cu suveranismul, Kaczynski cu partidul lui sunt pentru o Polonie, în primul rând, americanizată, pro-americană, pion al Americii și o Polonie naționalistă, care respinge orice fel de, să-i spunem, federalism sau comunitarism, ca să folosim un cuvânt mai moale, european. Vede Polonia ca fiind principala putere militară în Europa de Est, care poate să realizeze vechile confederații sau, mă rog, uniuni cu Lituania, cu Ucraina, cu mai știu eu cine. Deci are un cu totul alt, este atât de, o cu totul altă abordare. Acolo au într-adevăr niște programe. Dar spre deosebire de noi, care nu avem decât programe da. De praf în ochi. Dar acele programe sunt radical diferite, sunt incompatibile, nu sunt alternative, ci sunt în conflict. Sunt și acest conflict puternic, care sigur că își duce rădăcinile până în baza societății, se exprimă printr-un adevărat haos politic în acest moment. Adică trebuie să înțelegem că la noi ar fi, cum să spun, cu sânge pe pere și la ei este o chestie da, asta. Absolut, Curtea Constituțională care invalidează o decizie a unui tribunal care i-a condamnat pe unii. Deci o nebunie. Ăsta i-a grațiat pe unii. Ăștia au zis, nu, e valabilă da, grațierea. Da, se anulează grațierea, după aia iar se validează, iar deci se anulează. Deci trebuie să înțelegem că acolo sunt realmente, nu te-ai aștepta. Apropo de ce vorbeam noi, domnule, politizarea justiție. Ce politizarea justiției fraților că acolo România? Cum s-a pistol schimbat, cu apă. Da. Păi aici, acolo e la nivelul ăla, exact. Cu grațierea președintului care se spune, nu, a fost dată înainte de o decizie a Curții Supreme, prin urmare înainte nu e valabilă. Condamnare, da, da, înainte da. De condamnare. De condamnare definitivă. Nu da. E valabilă. Deci o nebunie întreagă. Adică asta unde? În Polonia, care, mă rog, deci, e, vedeți dumneavoastră că atunci când ne comparăm cu alții, începem să ne admirăm pe noi, pe români, că suntem totuși mai liniștiți decât alții. Mă rog, nu spun numele până la admirație. Uneori prea liniștiți, dar da. Uite, se întâmplă. Aproape blegi. Gândiți-vă asaltul la care se împlinesc câțiva ani acum, nu știu, asaltul asupra Capitoliului în Statele Unite. Da, asalt da, da. Împotriva Capitoliului. Cine își putea imagina așa ceva? Gândiți-vă la lupta cu statuile. Și noi, minerii care au intrat. Bun, dar a fost în 1990 a fost altceva. A da. Fost, acolo au fost într-adevăr niște încercări de lovitură într-un context pe care eu pot să îl asemuiesc unui război civil, unui mic război civil care dar a urmat unei revoluții. Tensiunile astea da. Pe care le vedem în ultimii ani, totuși, domnule Severin, că nu, sunt pe peste tot, ca să spunem așa, da? Mai ales din punct de vedere politic, ne arată
o criză a sistemului democratic mondial, dacă vreți, a democrațiilor. Indiscutabil. De fapt, o problemă majoră. Este aici. O problemă majoră, ne arată o criză de putere la nivel mondial. Deci civilizația sau Occidentul euroatlantic este cel care a dat nota ordinii internaționale, a dat regulile ordinii internaționale timp de câteva secole. Mai întâi europenii, după aceea americani, după aceea europenii și americanii. Nu mai are puterea să o facă, în timp ce din alte continente, fie că apar puteri noi, fie că renasc vechile puteri, vechile imperii, chinez, persan, turc, otoman, în fine, cum vreți. Deci, aceasta este un aspect. Pe de altă parte, democrația a murit. Nu mai există democrație, mă rog, poate o găsim, pentru că știu eu ce țărișoară. Dar aceasta nu mai este. Noi am trecut de la democrație. Avem o stafie a democrației care încă mai... O deghizare democratică, o impostură democratică care deghizează oligarhia. Oligarhia este un sistem de conducere realizat prin grupuri de interese, prin grupuri de persoane care nu sunt legate nici de răspunderea față de populație. N-au în spate un vot? Un vot, așa, nici nu sunt legați de cine știe ce principii sau de competențe. N-au nici principii, nici competențe, nici răspundere față de populație. Urmăresc puterea. Și își urmăresc puterea pentru ca să o exercite în interesul lor. Da. Și ca să anestezieze populația, să nu se apuce populația să se revolte, le dă un praf, o pudră democratică, niște ritualuri democratice. Veniți la alegeri, faceți, dar vorba lui Mark Twain, ca, nu? Dacă votul nostru ar conta, n-am mai fi lăsat să votăm. Deci niciodată această vorbă nu era mai valabilă decât acum. Deci, pe de o parte, avem această tranziție, să-i spunem așa, aproape realizată, de la democrație la oligarhie. Și până să-i democratizăm noi pe asiatici sau pe africani, mai bine ne-am ocupa de situația de la noi de acasă. Este că în absența sau pe acest fenomen al disoluției democrației, dispariției. Da, și o vedeți. Ce sistem politic apare? Asta, oligarhia. Apare oligarhia și aceste grupuri oligarhice, dacă nu vor reuși la un moment dat să se înțeleagă și printr-o rețea de corupție, că numai așa se pot înțelege, printr-un mecanism al corupției, vom ajunge din nou la război. Și nu vedeți că, spre deosebire, inclusiv de perioada pe care noi am denumit-o sau istoricii numit-o a războiului rece, când toate părți, toți combatanții în război căutau formule de pace, nu formule de război, formule că să răcească războiul, nu să-l încingă. La ora actuală, în situația în care toată lumea caută războiul. Nimeni nu vorbește despre pace. Nimeni toată nu vorbește despre pace. Cum mai creștem? Cum mai dăm foc pe undeva? Bravo, exact. Unde mai? Război. Și se întâmplă. Dar aproape în fiecare zi te uiți, în Libia, pe acolo, în Ecuador, pe asta, războaie care se amor, fie că sunt războaie civile, fie că sunt războaie ceva se mai întâmplă între state, undeva terorist. Politic vorbind, apar focare. Că tot am vorbit despre Polonia. Din această criză majoră a democrației care, și din această emergență a unui sistem oligarhic, da, vedeți asta atât vreau se încearcă și ieșirea prin război. Ăsta îl vedeți ca fiind un plan urzit undeva. Nu vreau să fiu conspiraționist. Sau e pur și simplu un fenomen natural. E o combustie din asta, evită din diversele puncte de tensiune care s-au întâmplat. Sunt sigur că elemente de planificare pe aici, pe acolo, că mă rog, orice se poate planifica, dar fenomenul mare este, după părerea mea, un fenomen natural. Se pare că democrația e un sistem instabil, mai ales în condițiile în care problematica deciziei politice, problematica politică, socială, economică este extrem de complicată. Ce putem noi să funcționăm, cum putem noi să rezolvăm aceste probleme atunci când prostul și deșteptul au același vot, când cel informat și cel neinformat au același vot, când cel care se pricepe și... Și atunci, de aici apare o dificultate în a extrage elite. Pe criteriul meritului. Și atunci când criteriul meritului nu mai poate fi folosit, încetul cu încetul sistemul democratic se alunecă, se destabilizează și alunecă spre oligarhie, spre grupurile care au puterea. Mulțumesc foarte mult, domnule Severin. Te-a plăcut tare mult discuția noastră. Sper să le plăcut mult și telespectatorilor. Mă bucur că ne vedem mai des în ultima perioadă. Vă aștept în continuare când mai Sper să trăiți timp. Da, sper și eu să trăiesc bine, să văd, cât de bine, nu știu, dar să
trăiți. Să trăim, da, da, în toată și să ne vom trăi și ne vom repet, vedea. Repet, pentru cei care credeau că am murit, că așa scrie pe Facebook, încă respir, sunt aici, viu, sper să fiu cu voia lui Dumnezeu și mâine seară de la aceleași ore 20 aici pe Metropola TV într-o nouă emisiune sub semnul întrebării. Să aveți o noapte liniștită. La revedere!